cu ani în urmă, apartamentul de la ultimul etaj a luat foc de la o lumânare lăsată aprinsă, iar flăcările au ars de vii doi copii și au distrus acoperișul. Acum, nenorocirea s-a abătut din nou asupra imobilului. Numai ce s-au văzut cu acoperișul reparat după incendiu, că vântul puternic de zilele trecute l-a doborât la pământ, iar locatarii blocului au rămas în plină iarnă fără acoperiș. Au căzut alaltă seară când a fost vântul puternic, au căzut. Și ieri dimineață când am ieșit pe geam, am și speriat când l-am văzut tot jos acoperișul. Da, a fost vânt. A fost vânt puternic, da. Ce știți, cine a făcut reparațiile? Nu știu ce să vă zic, de reparații nu știu. Primăria a făcut eforturi enorme pentru a-i ajuta pe locatari să-și repare acoperișul și prima dată. În situația actuală, însă, când orașul nu are bugetul stabilit, orice sprijin de la administrație iese din discuție. Nu noi le făcusem acoperișul, ci ei. Noi, primăria, le-a oferit ajutor de urgență la persoanele care s-au încadrat. Că la vremea respectivă nu toți s-au încadrat. E o lege, o procedură care trebuie respectată. Atunci, chiar uite, nu mi-am mai aduc aminte. Un miliard și ceva, nu mai mi-aduc aminte. În orice caz, suficient cât să... Și oamenii, bineînțeles, că și-au făcut acoperișul. Asta se întâmpla acum vreo, poate să fie 4 ani, nu mai știu. Norocul lor de atunci este că noi am avut bani. Am avut bani. Acum, într-adevăr, în urma vijeliilor care au fost, eu am să spun unui mic taifun, că probabil taifunul a ajuns chiar acolo, ghinion, cum spune cineva, nu-i de râs. Acolo s-a întâmplat să, așa, și a văzut partea din mijloc, că nu pe tot blocul, ci pe partea din mijloc. Cele două, e blocul de pe două străzi. O parte pe strada Progresului, o parte pe Alea Teilor. Chiar dacă în acte scrie numai Alea Progresului. Partea din mijloc a fost luată cu totul. Partea din mijloc. Și vreau să vă spun că mă bucur în primul rând că nu s-a întâmplat în timpul zilei. Acolo este și un loc de joacă. Că am fi avut victime cu siguranță, Doamne ferește, copii. Să zicem, asta e bucuria. Că restul, știți cum e, oricine spune, domnule, acoperirea le mai faci. Și acum, după cum, nu știu dacă ați fost pe acolo să observați, deja se lucrează la refacerea lui. Oricât ar vrea primarul să ajute locatarii, acesta nu are nici bani, nici cadrul legal de a face astfel de reparații, pentru că ceea ce s-a întâmplat intră la capitolul calamității. Eu vă întreb pe dumneavoastră, cine plătește în caz de calamități pentru toate blocurile din țara asta unde le se ia acoperișul? Asta se numește calamitate. Nu te pui cu natura. Într-o dată ia pe blocul ăsta, o dată pe blocul ăla, să nu uităm că prima oară a fost de la un foc. Da? Prima oară de la un foc. A fost un incendiu. Acum să numim să fie vântul. Acum dacă suntem supersticios, putem spune domnule ghinion. Dar nu cred că este cineva la calamitate care și dacă ar fi un acoperiș în garanție, nu-i poți. O calamitate, cu ea nu te joci. Dar aici nici nu putea fi vorba de garanție, că de când e făcut. Și dacă avea garanție, ar fi expirat. Locatarii blocului 36 trebuie să strângă acum din nou bani pentru ca apartamentele să nu le fie distruse de ploi.